Deci, un caiet e un caiet cum e caietul ăla, da, cu alea, da? Deci... Da. Bun, deci am lămurit ce e un caiet, da? Acum, sarcinile. Ce e sarcinile? Sarcinile e atunci când o femeie rămâne însărcinată, când aia îi zice sarcină, când doar nu rămâne un bărbat însărcinat ca filmul ăla cu Arnold, mai știi, mă? Doar purta mea, uite, da, 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 ai dreptate. Da. Caietul e caiet, sarcinile sunt sarcini, dar caietul de sarcini e cu totul altceva. E ce? Cum nu știi? Nu prea, nu. Păi, asta e grav. Da. Mm-hmm. Dar aș vrea să văd și registrul de casă. Registrul de casă? Da. Și eu aș vrea să-l văd, da. Păi, hai să-l vedem amândoi. Deci, hai să-l vedem amândoi. A zis registrul de casă. Da, unde e? În casă, că dacă e de casă, unde? Poate fi decât în casă. E. Aha. Mă, tu mă iei la mișto sau atât te duce capul? Nu. Eu zic să-mi registru pe variantă 2. Termină-mă și tu, mă. Ce, mă? Arată omului registrul de casă. Chiar m-a făcut curios, vreau și eu să-l văd. Am o veste proastă. Registrul de casă, el nu mai e. A plecat. A plecat? Da, e acum e registrul de oraș și a plecat la... Unde a plecat? Păi nu știu, că eu nu știu, nu l-am întrebat. Da, da, da. Hai că ne lungim cam mult. Deci să mor eu dacă știu, nici măcar nu știu cum arată un registru de casă. E obligatoriu să-l ai. Eu știu, îl sun pe fratele meu Bobiță, care e patronul, poate știe nu, el. Nu, 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 nu suna pe nimeni. Eu n-am venit aici să stau de vorbă cu patronul. Pe urmă se subînțelege că vreau șpăci, da? Am venit să stau de vorbă cu angajatul, da, care văd că ești tu. Bine, da. Nu termină, mă, ce, mă, bă, Felicitări, dar ce m-a ajuns? De când a venit domnul inspector, numai așa m-a ajuns, mă. Ce, mă, nu e așa? Da, mă, Felicitări, dar puteai să mă lași pe mine mai moale, că nu sunt ghiți. Deci, dacă nu aveți nici registrul de casă, pot să presupun că ai să faci evaziune fiscală, da? Și trebuie să vă dau o amendă între 20 și 50 de mii de lei. Mă, mai bine vă dau un rinichet, mai ieftin. Nu că... Dă-i mă la cură, trebuie să sunt pe Bobiță acum. Bobiță! Da, mă. Da. Păi, și de unde să am eu că e de sarcini și ce zici tu acum? Bă, da, ți-am zis să nu mă deranjezi, lasă-mă în pace, că am și o treabă aici. Uite că sunt... Am dat de Madonna și stau la coadă să iau autografi. Da. Bă, boule, vezi că e în sertar acolo, de unde țin eu banii la... La teșghea de-aia bani și dă-i și scapă de milogul ăla, că nu e treaba mea. Și nu mă mai suna că te omor, ți-ai însi-o ție. Au. Da, ce să-i faci? Angajații care, de fiecare dată când plec de acolo, ei... Nu merge creierul, ce să faci, sclavii mei care proști, vai, mama lor, dar s-a rezolvat între timp. Dați-mi voi așa ca o idee, ca o părere așa, zodia, crab, caras, adică pești. Dar cum ți-ai dat seama? Pe apă, adică bem apă, nu? Luăm și noi o tărie să ne mai dezdegăm limbile, să ne mai uităm și noi ochii în ochi, să mai vorbim una alta. Dar cum pot să beau alcool, că doar sunt cu mașina, n-ai văzut? Da, două, dracu de mașină, că vorbim de ea de când ne-am văzut. Numai mașină, 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 vedeam ce mașina ne stăpânește nouă viețile. Se rezolvă cu mașină. Mă duc să iau un lichior, are ăștia un lichior de zmeuric aici, ceva senzațional. Pe cuvântul meu, deci n-ai băut de când ești. E o combinație așa, e... Finuț rău de tot, te duce într-o altă poveste. Imediat mă întorc. Alo? Atac Regina, să știi. Maxim de jumătate de oră. Bine, vei ce faci? Pa, pa, pa. Ia. Ia uite culoare. Deci asta e... E, nu că e roz, e ceva așa, movaliu, e zmeurică, din codrii vlăsiei de aici. Acum avem amândoi alcool, să, da, să, noroc. Noroc. Noroc și sănătate. Ce ochi ai pe cuvântul meu, dacă, Aranjez? Nicule, deci, aveam nevoie de tine ca de COVID. Da. Deci, eu zic
fix lăsăm caiete, sarcini, toate prostiile astea și să ne înțelegem cumva, a? Cum? O, pe așa. A? Ce-i cu ăștia? Îmi iau semințe? A? Fa! Ce faci tu mie? Ia uite ea! A? Mi se pare mie sau asta e mită? Nu, nu, e șpagă. Bă, fericire, termină-mă, ce șpagă, mă? Vezi, mă, dă pe rea ta. Șpagă, mă, ce vina mea că vorbiți voi tare. E șpagă. Dacă tot ai auzit, apoi ascultați și ce am să vă spun, da? Da. Eu sunt incoruptibil, da? Și încetați cu de-astea că nu se țină la mine, da? Păi, dar nu-i păcat de... Ară, ce faceți, bagabonzilor? Ce să cu... Dorile? Adu-mi și mie o bere, dar trece-o cu caiet, că se moară Gibilan dacă am vreun bani. Deci te rog eu frumos, lasă-mă în pace, du-te și ea singur, și așa nu mă înțeleg cu ăsta, da? Adu-mi și mie una, Geri. Ăsta? Da. Așa m-a ajuns să-mi spui ăsta? Eu care sunt Dita, mai inspectorul, îmi spui ăsta? E, bă, scuze, inspectorul ăsta, îmi cer scuze, n-am vrut. Deci chiar... Inspectorul ăsta care nu ia șpagă, băi, Dorele, asta vrei tu să zici. Da, eu n-am... Cine nu ia șpagă? Ăsta, mă, te roagă Dorel cu bani și nu vrea să ia, tu mă-i refuză. E așa prostie, nu? Da. Hai că m-am enervat, gata. Dar îmi pare rău, dar trebuie să vă dau o amendă. Stați așa, dar ce sunt azi mie amendă? V-a făcut ăsta, v-a făcut prost, nu eu? Păi nu e așa, mă, adică vreau omul ăsta să-ți dea niște bani și tu nu iei, dar ce ești vreun elvețian? Da, nu vezi, bă, că e român, că vorbește românești. Păi și atunci de ce nu iei, mă, nene? Vă rog să-mi prezentați cuiu. Oh. Cuiu? Nu am înțeles. Ăla ce mai e? Cuiu. Adică să te dezbraci, nebunule, asta... Cum adică? Deci fiți atent, dacă s-a ajuns la chestii de-astea, mie nu-mi convine, da? Păi fii atent aici. Ia vezi că nimeni nu-mi convine. Noi aici, noi nu vorbim cu de-astea aici pe la unii prin stat, da? Noi arătăm cui unul la altul, cum zici tu aici. Noi aici fiecare arată cuiul la femeia lui, da? Ia vezi, nu te trec de aici. Maxim, maxim la alții. N-am înțeles. La nevestele lui alții, mă, adică mă înțelegi bine, asta dacă eu vorbeam de cuiul firmei. Bă, tași mă din gură, n-auzi? Ce dracu e aia? Da, chiar ce e? Cuiul firmei. Eu nu înțeleg cum te lasă aici responsabil cu firma când habar n-ai niște noțiuni elementare. Cai de sarcini, registru de casă, cui, hm? Dacă te întreb de casă de marca, știi măcar cum arată? Da, da, am avut, dar era mare, n-avea loc pe bar și am urcat-o în pod. Aha, mă gândeam eu. Da. Văd că aici se bea pe datorie. Da. Care-i problema? Dacă are lumea bani, ce trebuie? Moară de poftă și de sete? Ce are dacă bem pe datorie? Muriți de sete. Dacă vă e sete, beți apă, băi! Tu ce-a făcut ăsta, mă? M-a comentat? Un pic te-a comentat, da. Bă, chiar așa? Da, ducă zi. Fericele, lasă scandalul, stai la un loc. Stai, ce-i asta, o amenințare? Da, ce amenințare? E așa, un fel de cartonaș galben, prost. Aha, nu, asta e clar amenințare, da? Nu e, bă, iată că te pași un cartonaș roșu. Nu, cum îți permiți să vorbești așa? Ei, fericele, deci fără scandal în cărciubă, te rog eu frumos și dumneata, nu mai vorbi, domne, de ce nu taci? De ce să tac, domne? Da, îți place să vorbești? Păi dacă îți place așa să vorbești, hai mă afară cu mine să vorbim amândoi. Haide, mă, să ne împrietenim, să ne cunoaștem mai bine, că nu prea îmi place fața ta și vreau să știu de ce. Deci eu vă zic să stați aceea, că el afară nu prea vorbește. Nu-mi pare rău că s-a ajuns aici, poate că m-am grăbit, dar hai să ne liniștim. Da, adică e... Bă, fii atent aici. Dorele, vezi că am plecat. Trecem-o pe caietul de sarcini. Da, bravo. Da. Glumește. Da. Iertați-mă că mă interpun și eu așa, că mai schimbă subiectul. Da. Da, ce școală trebuie să faci ca să te faci și inspector ca tine? A? De ce? Mă gândesc eu la variante, că n-am nimic de lucru acum, nu bag nimic. Păi, ce să zic, depinde de poziție, la unele merge și numai cu liceu. Aolo, da. Trebuie liceu? Da, trebuie, dar să știi că salariul nu e prea mare. Dă-l dracu de salariu, pe ce eu stau în salariu? Nu? Nu! Adică planul meu e cum ar veni, mă fac inspector și muncesc pe degeaba. Pe degeaba? Nu cred că e un plan bun. Cum trebuie să muncesc pe degeaba, mă? Ce spui șpagă de-n asta, bă, ce gean e prost? Cum adică să muncesc pe degeaba? Ia-o, hai, mă! Hai, mă! Fai! Ia! Cazino, frate, mă! Ce-a pățit, mă?
Ce a să... A dormit la masă, mă, ca ăia mici! Trebuie întins în pat, că sigur își revine, dar unde e camera lui? În spate, acolo! Haide, haide, mă! Dă-te-așa! Dorel, ajută-mă, mă! Haide, mă! Pune 17 roșu, 9, 3, haide, mă! Pune-l la rulet, o-ți bani! Hai, mă, ușor, ușor! Hai, ușor! Haide, mă! Halul ăsta, mă, ce-a pățit? Nu știu, mă, deci vorbeam acolo, stăteam la masă tot și m-a căzut capul pe masă și a început să spore. A dormit, nu. Și cu mașina ce s-a întâmplat? Deocamdată nimic. Așteptăm pe cineva de la Dridu, zicea domnul. Păi da, că dă-mi 10 lei, mă, că ți-am adus pe fractul acasă, trebuie să bagați. Te rog eu frumos, dă-mi 10 lei, că eu nu mai am gaz, trebuie să bagați ca să pot să merg. Gata, mă, imediat, așa. Ce, vi s-a stricat mașina aici la noi? Da. E mașina aia roșie de pe strada cu primăria? E aia, aia e. Nasol. Mamă, deci fii atent, nu iese nimeni de aici. Cine a umblat mă la cutia acum? Gianni, fii atent, tu ai luat bani. Cine mă nebunule, ce ești nebun la cap? Ia vină mă cu azi pe zi, că nu mai e ce bani acolo. Vină mă cu azi. Ia te Gianni, uite-i cu aia, bine. Că aceea era țărtarul ăsta și tu i-ai luat. Pune banii la loc, ai tăi cu aia. Sufletul meu, pierdești nebun la cap. Eu am fost cu tine de când am dat în bar. Ce ai? Ia. Uite că a plecat inspectorul, ăla ți-a luat banii, mă, nebunule. Fai de cap, eu ce te-a ars ăla, bă, și cum era el, prințesă, că nu e amită, că maca-maca, vrăgeal. Ia stai, mă, cine? Inspectorul care era aici, mă, nebunule. Corele, ți-a bați un cadou, mă. Ce faci, domnișoară, și tu ești aici? Bă, voi știați că ăștia doi sunt pe mână? Ena? Noi doi? Da, ce te mirește? Mirela, eu zic să recunoaștem tot că nu scăpăm tefer de aici. Știi ce mână grea are asta? Ia zile, bă, ce mi-ai zis și mie? Ce să zic, că m-au auzit că la voi aici în bar e unul bobiță, gras și deștept și unul mai slab și bătut în cap. Eu, stai, ia stai, mă, așa, mai făc bătut în cap, mă? Da, 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 Ardiles ne-a dat pontul. Îl cunosc mai de mult, am lucrat împreună. Ați lucrat la combinații și la vagabonțel de-astea, nu? Da. Domnișoară, toată treaba asta cu mașina e o manevră, e o combinație? Da, mașina nu are nimic. Numai un cablu nu e pus cum trebuie, eu l-am scos, dar se face în 2 secunde. Ia zi-mă, care era planul? E simplu, ea trebuia să-l atragă pe pupiță din bar, iar eu să mă dau inspector și să vă fur banii. Mai că ghinion, pa, că ai stat fără să-mi piedica de mine prostul care l-aștepta să-mi capsezi, că m-a enervat mai devreme prostul, înțelegi? Și din palma a spus tot. Ce să fac dacă nu rezist la bătaie? Ce vrei? Băi, știi ce făceai acum? Se ducea timp să întâlnească cu domnișoara la mașină, să care amândoi împreună, mă. Mamă, să vezi ce omor îți dau! Ține, mă, Gianni, că nu! Stai, mă, stai, mă! Uite, Dorele, că am aranjat eu bine. Ia uite și banii. Mulțumesc! Da, bravo, cum să nu? Mulțumesc! Și voi știți că sunteți prieten cu Ardiles și el v-a dat pontul? Tot el a făcut și planul, da. Eu cred că nu sunteți așa bun prieten, știi de ce? Când am venit în coace, l-am văzut cumva fura roțile de la mașină și bateria, deci mașina e chiar acum! Nu mai e! Alveratu, s-a răzbunat. Adevărul e că aveam o datorie mai veche la el. Mai mult ca sigur, dar oricum o să fie greu să ajungeți pe jos la Slobozia. Greu, rău de tot. Și desculți? Da. Și închiloți? Cum adică desculți și închiloți? Eu dă-ți că asta e răzbunarea mea, că la ce mi-ai făcut tu mie asta meriți. Mai ales. Nu, ea nu, tu nu, cu tine n-am nimic, eu nu fac nasoale la femei, nu. Mersi. Aha. Ai auzit? Inspectore. Ha, jos textila. Hai! Hai! Acum? Aha! Aha.